și bine ai venit pe canalul meu despre logică, puzzle de IQ și activități pentru antrenarea minții. Deci, hai să începem! Și vreau să încep acest canal cu un IQ puzzle chiar de la noi din Moldova. Super, avem două puzzle-uri dintr-o colecție foarte mare de la aștept la Brian Fitness, care au aici așa o cutie. După cum vedeți, 11 IQ puzzle-uri sunt în cutia asta. Arată cam așa. Pune aici 16 plus. Deci dacă ai mai puțin de 16 ani și poți rezolva așa un puzzle, cred că ești deștept. Așa, aici pune Made in Moldova, Chișinău, Strada. Site-ul, îmi puteți cumpăra. Bine. Așa, să vedem misiunea de azi. Avem aici un pătrat cu 4 piese oranj, care le vedeți aici. Și cred că este super ușor. 4 piese identice. Nu cred că e ceva greu. Bun. Și a doilea puzzle este tot un pătrat, dar e deformat, cred că. Ion, acesta este un hexagon. Ah, da? Hexagon? Bun. Hai să-l numim hexagon. Cred că o să încep cu pătratul, care e normal, care are mai puține piese și să vedem în cât timp o facem. Asta lăsăm într-o parte aici. Bun. Așa, deschidem pătratul. Super, este într-o sacoșă. Care, vedem ce e aici. Bun, doar 4 piese, toate tot una, toate identice. Cred că e super ușor. Nu știu ce pune ăștia 16 plus. Cred că un copil de 5 ani o rezolvă foarte rapid. Hai să vedem. Așa, Adriana, pune-te rog timpul și dă să vedem și cu pătratul ăsta. Timpul la început. După cum vedem, cred că în primul rând trebuie să vedem unde este 90 de grade. Dacă luăm piesa asta, se vede clar, ca bună ziua, că 90 de grade avem aici. Deci colțurile astea trebuie să ieși din afară. Bun, hai să vedem care e logica. Punem așa, asta e tot așa. Lăsăm așa. Așa. Asta e pătratul, colțul de 90 de grade, aici. Și ăsta e ultimul. Bun. Am împătrat, dar nu știu de ce ăștia uitați să fac o gaură aici. E corect așa, nu? Nu, așa nu este corect. Bun, încercăm altfel. Asta așa, așa. Chestia cea mai complicată că piesele astea pot să meargă oricum. Poți să fii și așa, poți să fii și întoarsă, poți să fii și așa, 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 într-o 50 de feluri. De asta și parcă sunt toate piesele tot una și sunt numai 4. Dar când dai să le strângi, trebuie să te gândești un pic. Așa, și nu merge. Bun. Deci să ne gândim o leacă logică. Trebuie să avem 4 laturi egale. Bun. 4 laturi egale, 4 laturi egale. Asta mai 90 grade. Așa, bine, asta nu se primește drept. Bun, dacă întoarcem așa. Bine, asta nu e drept. Și dacă așa. Tot nu. Așa ceva. Da. Asta înseamnă ceva la jumătate de pătrat. Facem așa și asta o punem așa. Bun. Așa. Asta așa. Aproape în pătrat. Ah, gata văd soluția, gata văd soluția. Băieți și fete, dacă pe asta îl întoarcem invers, înseamnă că să fie rezolvat pătratul. Da, pătratul este rezolvat. Bun.
Nu a fost așa de greu, dar nici chiar ușor. Lăsăm aici. Hai să vedem și cu hexagonul. Îl deschidem. Hexagonul îl lăsăm aici. Da, că ăsta clar că este un pic mai greu. Are mai multe piese și toate sunt diferite. Dar cred că nu este imposibil. Îl lăsăm aici. Îi spun lui Brian să pornească timpul. Și hai să începem. Timpul a început. Aici nu văd nicio logică. Nu pot să găsesc laturile care sunt egale. Așa că o să încep să improvizez. Pur și simplu căutăm piesele care pot să formeze acest hexagon. Bun, dacă facem așa. Oricum trebuie să vedem că latura asta trebuie să fie egal cu asta și cu asta. Și cum se vede, la hexagon sunt tot egale. Dacă punem așa, astea două nu se egale. Sau că nu merge. Asta tot nu e egal. Asta nu e egal, asta nu e egal. Păi asta cred că nu e de aici. Nu știu de unde e, dar nu e la hexagonul ăsta. Poate e în mijloc așa undeva. Dar ce posibil. Hai să vedem. Astea. A? Așa, cum se vede? Astea două sunt egale. Înseamnă că tot ce posibil. Astea trei sunt laturi de la hexagon. Dacă așa, cum îl facem? O latură, două latură. Nu. Așa. Trei laturi sunt gata. 1, 2, 3. Căutăm pe a patra. Să lăsăm într-o parte. Asta e prea mare. Prea mare. Da, asta este. Bun, dacă asta e altă latură, posibil vine așa. Așa, și mai departe, mai departe, simplu. Mai departe căutăm piață de mijloc. Aici nu vine. Nu, aici, tot nu. Bun. Să vedem încă o dată. Asta așa, asta așa. Hop. Așa, parcă ceva se desenează. Cred că misiunea este să căutăm chestiile care se lichez perfect una cu alta. Aici se încadrează perfect linii cu linii. Trebuie să vedem altele care se încadrează perfect. De exemplu, asta nu. Aici nu. Așa posibil, posibil așa. Și iar ne-a ieșit o figură stranie. Numai nu hexagon. Așa. Încă o dată. Asta aici. Dacă o punem pe asta aici, așa. Aha. Asta se încadrează. Și am vrut să spun că astea sunt niște puzzle-uri dintre ale mele favorite. Pentru că te pune să te gândești și să te mai dezbați de la rutina de zi cu zi. Te-ai așezat frumos duminică când ai timp. Și te mai gândești un pic, mai rezolvi. Hai să vedem asta aici. Dacă o punem așa. Asta îmi place cum se încadrează aici, așa, hop. Cred că se încadrează perfect. Dacă o rezolvăm. Dacă o întoarcem pe asta așa, am pus-o aici. Ta-da! Așa? Cum? Pe asta? Ups. Așa, dar dacă o întoarcem. Hexagonul e gata, pătratul e gata. Perfect. Atât pentru azi. Pune un like dacă ți-a plăcut. Și neapărat abonează-te, fiindcă curând va ieși următorul video care îți va pune mintea în mișcare.